Două laboratoare mobile de testare a produselor alimentare vor fi instalate la frontiera dintre România și Republica Moldova. Proiectul investițional IMPEFO, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, a ajuns la sfârșit. Acesta a durat 2 ani și a avut ca scop îmbunătățirea cooperării transfrontaliere dintre Moldova și țara vecină, privind produsele alimentare și petroliere. Deci acesta este un laborator VAMAL, el este dotat cu aparataj pentru determinarea produselor alimentare, pe partea aceasta și produse alcool, produse petroliere, sunt dotate cu printere, cu calculatoare, conectat la sisteme de rețea. Specialiștii spun că laboratorul va îmbunătăți calitatea controlului mărfurilor supuse impozitării importate în Moldova. Republica Moldova are nevoie de acest laborator, adică serviciul VAMAL, în primul rând, pentru a-și exercita atribuțiile de bază, asigurarea securității economice a țării, prin percepere deplină a drepturilor de import și, în al doilea rând, la a doua etapă, cred că laboratorul VAMAL, ca și alte laboratoare VAMALe europene, va trece la altă fază, la asigurarea sănătății oamenilor, animalelor și plantelor, deoarece în alte țări membre ale Uniunii Europene, unde deja frontierele au fost excluse, laboratoarele VAMALe se ocupă cu verificarea calității produselor care sunt importate. În România, un astfel de laborator performant activează de aproape 10 ani. Reprezentanții de peste Prut susțin că acesta va asigura protejarea consumatorilor prin neadmiterea importului mărfurilor care nu corespund cerințelor sau al cărui import este interzis. Este foarte important pentru că acest laborator va face analize pentru produsele petroliere. E foarte important să cunoască exact compoziția acestor produse chimice. Este un progres pentru că în momentul în care am o analiză certă, știu exact ce încadrări tarifare să aplic și să iau taxele corespunzătoare. Pentru că de regulă știți că există această tendință de a încerca o încadrare tarifară care să fie favorabilă agentului economic. Proiectul, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, a durat 2 ani și își propune să reducă în continuare activitatea criminală cauzată de contrabandă cu produse petroliere și alimentare la frontiera dintre cele două state. Uniunea Europeană este dispusă să acorde asistența necesară, dar Moldova trebuie să treacă de la teorie la practică în ce privește acordul de liber schimb. De această părere este ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, care a participat la un forum regional. Oficialul european susține că țara noastră are multe strategii economice și planuri de acțiuni, însă pentru a le înțelege sunt necesare rezultate. Pirca Tapiola a declarat că Uniunea Europeană tinde să aibă relații bune cu vecinătatea, cu respectarea legii, pentru ca oamenii să se poată dezvolta și astfel să contribuie la economia Republicii Moldova. El a specificat că acordul este o cale de acces la reforme și simplifică calea spre piețele Uniunii Europene, iar afluxul investițiilor străine directe va demonstra că documentul funcționează. Tapiola a recunoscut că s-a așteptat la creșterea investițiilor străine în țară și speră că pentru noul guvern atragerea acestora va deveni un punct prioritar. În ultimele două luni, delegația Uniunii Europene a organizat 3 forumuri regionale dedicate businessului mic și mijlociu. Acestea au fost organizate în cadrul campaniei Europa pentru Moldova. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare acordă un credit de 5,5 milioane de euro Mobias Banca Grup Societe General. Banii sunt acordați pentru promovarea eficienței energetice în Republica Moldova. Potrivit BERD, împrumutul este acordat pentru creditarea ulterioară a companiilor private care întreprind măsuri de economisire a energiei și investesc în proiecte de energie regenerabilă. Creditul va fi completat cu granturi ale Uniunii Europene, care vor fi oferite companiilor în calitate de stimulente directe, până la 20% din suma creditului, pentru angajarea experților în vederea sprijinirii băncilor și companiilor locale cu asistență tehnică. Șefa reprezentanței BERD în Moldova, Giulia Otto, a declarat că prin acest împrumut, deja al treilea pentru Mobias Banca, instituția financiară europeană răspunde la cererea înaltă pentru astfel de finanțare. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare a implementat 110 proiecte în Republica Moldova, cu o valoare totală de peste 1 miliard de euro.